Binecuvintează, Părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Să-mi fie mie după cuvântul Tău, Părinete, cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Aceea a venit Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananiancă din acele ținuturi, ieșind striga zicând, miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, și apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis, nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne, ajută-mă! El însă răspunzând a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Dar ea a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fermiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Lasse tun sag geben in jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kananäische Frau aus jener Gegend zu ihm und rief: Hab Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter wird von deinem Dämon gequält. Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie von ihrer Sorge, denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam viel vor ihm nieder und sagte, Herr, hilf mir. Er erwiderte, es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Da entgegnete sie, ja, du hast recht, Herr. Aber selbst die Hunde bekommen von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter geheilt. Toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru să zice.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și ieșind de acolo, Iisus a plecat în părțile Tirului și ale Sidonului și iată o femeie cananeancă ieșind în calea lui striga zicând: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de demon. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și apropiindu-se, ucenicii lui îl rugau zicând: Slobozește-o, că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Iar ea venind s-a închinat lui zicând: Doamne, ajută-mă. El însă răspunzând i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor. Iar ea a zis: Da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci răspunzând, Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Din Sfânta Evanghelie după Matei, din capitolul al 15-lea, de la versetul 21 până la versetul 28. Preacucenice, Părinte Diacon, iubiți credincioși, cuvântul Evangheliei de astăzi ne readuce în fața ochilor duhovnicești textul Evangheliei care se citește mereu la Sfânta Taina Mastului cu femeia cananeancă, o femeie care de către iudeii tradiționaliști ar fi fost socotită nevrednică de a sta cu ea de vorbă. Și Mântuitorul Iisus Hristos la început a făcut exact cum ar fi făcut un iudeu tipic de la Ierusalim. Nu i-a răspuns la strigătele ei și ea mereu din spatele lui striga și îi spunea să o miluiască. Îl numea Fiul lui David și zice: Miluiește-mă, Doamne, Fiul lui David. Fiica mea este rău chinuită de demon. Și ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos atunci au intervenit și i-au spus să o slăbozească, îl rugau pe Iisus să o slăbozească, pentru că strigă în urma noastră. Adică strigătul ei insistent îi deranja și vroiau ca Iisus să meargă mai departe în liniște și nu cu strigătul femeii în spatele său. Mântuitorul Iisus Hristos a spus cândva o pildă despre judecătorul cel nedrept care nu i-a rezolvat cauza unei femei și aceasta a strigat în urma lui și mereu îi cerea să-i facă dreptate și până la urmă, ca să scape de acest strigăt pe care îl adresa femeia, mereu și insistent, zice că i-a rezolvat cauza ei. Mântuitorul Iisus Hristos de bună seamă că a vrut să o miluiască pe această femeie și faptul că nu i-a răspuns de prima dată este ceea ce face în general Dumnezeu cu noi oamenii. Pentru că noi, dacă Dumnezeu nu ne răspunde odată, ne răscolim și ne supărăm pe Dumnezeu, dar de câte ori noi nu-i răspundem lui Dumnezeu, Dumnezeu n-ar avea dreptul să se supere pe noi. Și ne simțim nedreptățiți atunci când Dumnezeu nu ne bagă în seamă rugăciunea. În schimb, atunci când noi nu băgăm în seamă ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi, nu ne simțim deloc în vreun fel atinși. Mântuitorul Iisus Hristos se întoarce către femeie și intră cu ea în vorbă. Și ea îi spunea, îl ruga să o ajute și spune: Slobozește, o spună ucenicii că strigă în urma noastră, iar ea răspunsând a zis, Mântuitorul a răspuns: Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Adică nu sunt și pentru tine, femeie, venit în acest sinod, ci am venit numai pentru cei care sunt pierduți din casa lui Israel, adică pentru cei credincioși care aveau nevoie de ajutorul lui. Și femeia atunci s-a închinat lui și a spus: Doamne, ajută-mă. Deci a stăruit, este pentru a doua oară când stăruie. Odată că striga în urma lui și apoi când este respinsă, ea revine cu cererea ei și zice: Doamne, ajută-mă. Și Mântuitorul iarăși îi răspunde și îi spune: Nu este bine să iei pâinea copiilor, să o arunci câinilor. Adică am venit pentru fiii casei lui Israel și acum ceea ce li se cuvine lor eu să iau de la gura lor și să-ți dau ție care nu ești din casa lui Israel.
Și ea spune, da, Doamne, deci recunoaște acest lucru, nu contestă și nu se răzvrătește, dar zice, și câinii mănâncă din fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Și atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, fie ție cum voiești, și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Stăruința în rugăciune este una dintre condițiile rugăciunii. În primul rând că nu poți să ajungi la starea de rugăciune dacă nu stărui în rugăciune. O rugăciune superficială nu te poate ridica la starea de rugăciune, nu te poate ajuta. Nu este lucrătoare, cu alte cuvinte, chiar dacă îți păstrează, te ajută să-ți păstrezi obiceiul de a te ruga. Și nici asta nu este tocmai rău. Stăruința în rugăciune însemnează, de fapt, să ajungi la starea sufletească în care, într-adevăr, vorbești cu Dumnezeu și nu vorbești fără să știi ce spui. Asta este, de fapt, rugăciunea adevărată. Vă spuneam și altă dată despre un mare ascet al bisericii noastre din timpurile vechi, care, scrie în Pateric, era mare ascet și rugător și s-au dus la el niște frați dintr-o mănăstire să-l roage, să îi ajute, să îi învețe cum să se roage pentru ploaie, pentru că era secetă mare. Și ei au spus că au făcut toate rugăciunile care se făceau, rugăciune pentru ploaie, care erau scrise în cărțile de slujbă, au postit, au făcut tot ceea ce cerea rânduiala ca să cer lui Dumnezeu să ploaie peste seceta care a cuprins pământul și să-l facă roditor. Și Sfântul spune, zice, dar cum v-ați rugat? V-ați rugat așa? Și a început să se roage, spune, Doamne, trimite ploaie din cer. Și îndată a început să tune și a început să plouă. Adică starea lui sufletească era deja transpusă în ceea ce cerea, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, atunci când cer lui Dumnezeu ceva, să crezi că ai și primit. Dacă nu crezi că ai și primit, nu vei primi. Pentru că rugăciunea ta nu este în credință. Este o rugăciune, dar nu este în credință. Și să crezi că și ai primit este într-adevăr o stare sufletească de credință. Sigur că credința noastră este ambiguă și se luptă cu necredința, așa cum spunea odinioară, tot unul căruia îi vindecase Mântuitorul pe cel ce l-a dus la el și pe fiul său și zice, crezi că pot să fac eu aceasta? L-a întrebat pe Mântuitorul și el spune, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Adică credința mea este pe muche de cuțit, când cred, când nu cred. Și cred parcă, dar nu cred. Adică este o stare ambiguă, care, adică de două feluri, să spun așa, mai pe față, mai pe înțeles, o stare în care noi nu ne putem defini exact unde suntem și cât de siguri suntem. Suntem nesiguri pe credința noastră, pe ceea ce credem cu adevărat. Și starea noastră sufletească este mult influențată de acest lucru. Sunt foarte multe pilde sau exemple în Pateric, în viața Sfinților, în Sfânta Scriptură, în care ni se arată de fapt că prin credință unii au biruit. Prin credință adevărată, adică crezând. Și această femeie a crezut că Iisus îi va vindeca fiica, o va scăpa de demon, a crezut acest lucru. Dacă n-ar fi crezut, ea de la prima încercare, când a văzut că strigă și nu o bagă în seamă, ar fi spus, n-am nicio șansă, nu mai este nimic de făcut, nu? Sau a doua oară când i-a spus, zice, nu se cuvine să iau pâinea fiilor și să o dau câinilor. Cananenii erau numiți câini, era și o asemănare cu limba latină care o vorbeau romanii, care stăpâneau în vremea aceea, în ținutul acela. Și câine, și în românește, vine de la canes. Iar ei numeau pe cananieni câini, de aici, adică apropiau canes, cananieni, erau foarte asemănătoare, foarte apropiere și iudeii care erau radicali, numeau câini pe ceilalți. Nu? Și ei așa îi numesc și pe cei necredinți, pe toți ceilalți care nu sunt de o credință cu ei. Goim. Goim asta însemnează câine. Adică câine însemnând că poate să primească ceva de mâncare de la cineva, dar nu merită mai mult respect și mai multă atenție. Și nu te împrietenești cu un câine, chiar dacă te slujește.
cu el să nu fii prieten, cam asta era, să spun, mentalitatea sau gândirea despre câini. Și când un om era asemănat cu un câine, atunci era socotit ca un om inferior, un om sub nivel, un om cu care să nu ai de-a face. Și nici la această provocare femeia nu a cedat. Și a stăruit și a venit un răspuns foarte înțelept din credința ei. Vedeți că credința te luminează și îi spune, zice, da, Doamne, așa este. Nu se cuvine să iei pâinea fiilor, să o dai la câini. Dar, zice, și câinii mănâncă din fărmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Deci, în primul rând, îl recunoștea pe Iisus de stăpân și, al doilea, că se mulțumește cu puțin. Așa cum și mai marele sinagogii, atunci când l-a chemat să-i vindece fiica și un slujitor a venit și i-a spus, zice, fiica ta a murit, nu mai e necăjit pe învățătorul. Și Iisus a auzit, a înțeles ce i-a spus și zice, n-a murit. Și voi veni la tine acasă și s-a dus la el acasă și sau sutașul acela care s-a smerit pe sine și a spus când a venit să-i ceară să-i vindece slujitorul și zice Mântuitorul voi veni și îl voi vindeca și zice nu, spune numai cu cuvântul, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul casei mele. Deci nu se simțea vrednic de acest lucru și știa că Dumnezeu poate să facă lucruri pe care omul nu poate să le facă. Și nu trebuia să meargă până acolo, ci trebuia doar să dorească să facă acest lucru și se și împlinea. Și Mântuitorul, sigur că în fața unei asemenea stăruințe izvorâte din credință, nu putea să spună decât adevărul. Și spune, o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Dumnezeu este stăpânul vieții și al morții, este stăpânul sănătății și al bolii, pentru că boala este semn al morții, iar sănătatea este semnul vieții. Și Dumnezeu ne încearcă pe fiecare dintre noi cu aceste lucruri. Ne încearcă și cu bucuriile, ne încearcă și cu necazurile, ne încearcă cu sănătatea, ne încearcă și cu boala, ne încearcă cu toate, ne pune la încercare. Această femeie a fost greu încercată cu fiica ei bolnavă. Deci nu ea era în suferință, ci fiica era stăpânită de un demon. Toate suferințele știau cei vechi că vin de la cel rău. Toate suferințele. Nimic ce este suferință nu vine de la Dumnezeu. Dumnezeu nu-ți provoacă suferință. Dar când ești în suferință, Dumnezeu îngăduie suferința pentru binele nostru. Dar nu Dumnezeu provoacă suferința. Nu putem să spunem, Doamne, de ce mi-ai dat această boală? Dumnezeu nu-ți dă boala. Boala este deja dată. Doar că tu ai făcut în așa fel încât ai ajuns la ea. Și ea te-a cuprins. Deci ai cedat, să spun așa. Te-ai predat, într-un fel, bolii și suferinței. Și aceasta a făcut ca să fie posibil ca suferința să te cuprindă și să stăpânească pe tine. Medicina modernă vorbește foarte mult despre starea sufletului și în legătură cu starea trupului. Starea de sănătate a trupului este foarte strâns legată de starea sufletească. În foarte multe boli grave, starea sufletească ameliorată aduce vindecare. Medicamentele ajută, dar nu pot să facă tot. Iar starea sufletească a omului este cea care, să spun, îl aduce pe el la realitate. Noi de multe ori gândim greșit, începând de la sănătatea trupească. Când avem sănătate, ne gândim, păi când sunt bogat, când sunt bolnav, dacă am cu ce să plătesc medicamentele și astea, o să mă fac sănătos, nicio problemă. Și neglijesc sănătatea, o ignor. O las să-și desfășoare rândul ei și o lovesc cât pot, din toate puterile, o lovesc pe toate părțile. Cu ceea ce fac, cu ceea ce gândesc, cu ceea ce mănânc, deci toate le fac, toate agresiunile posibile le fac asupra trupului sănătos atunci când sunt sănătos. Mă gândesc că când am o rană, că sunt ca o mașină la care ai schimbat piesa de schimb care s-a stricat. Nu e așa. Organismul omului este ceva integral. Vedeți, pentru o mică rană poți să sufere tot trupul suferă. La o mașină nu suferă mașina. Vedeți, ea are o singură piesă, ai schimbat-o care s-a stricat și merge mașina mai departe. La om, chiar dacă se schimbă piesa, faptul că a fost odată stricată are o influență mai departe în viața omului. Are repercusiuni, are urmări. Și asta însemnează că
omul este o altfel de identitate. Este foarte compactă identitatea aceasta între suflet și trup și omul este foarte unitar în toate părțile componente ale trupului său și în legătură și cu sufletul. Femeia cananeancă s-a rugat pentru fiica ei. Este un lucru mare să ai credință, să te rogi pentru tine, dar un lucru și mai mare să te rogi pentru altcineva. Dar sigur că dragostea de mamă depășește dragostea de sine întotdeauna. Și jertfenicia unei mame care este exersată în ani de zile, de la sarcină, la naștere, apoi mai departe prin creșterea copilului, o face pe mamă să fie pentru copil mai pregătită decât pentru sine însăși de a se apăra. Și această mamă era pregătită să meargă până la capătul pământului pentru fiica ei. Atât de hotărâtă a fost și Mântuitorul a văzut acest lucru și această hotărâre a definit-o ca fiind credința acestei femei. Și așa i-a spus atunci: femeie, credința ta este mare, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Rugăciunea noastră în credință făcută este întotdeauna mai ușor de făcut când suntem în suferință. Suferința ne ajută să trecem multe praguri intermediare care ne frânează trăirea adevărată în rugăciune. Prin suferință ajungem foarte repede la trăirea în rugăciune. Sigur, nu o suferință peste măsură, care nu te mai lasă să te ocupi decât de suferința aceea, ci o suferință pe care o purtăm, de fapt, prin toate încercările vieții. Atunci când avem o problemă, chiar și, să spun, nu neapărat de sănătate trupească, și o considerăm că ne provoacă o suferință, să nu o lăsăm ca ea să sfredelească mai departe și în sănătatea noastră și a altora de bună seamă prin noi, ci imediat să ne punem pe genunchi și să facem ca această femeie să stăruim în rugăciune și să strigăm, cum spune și psalmistul, seara la vecernie cântăm acest psalm: Doamne, strigata-mi către Tine, auzi-mă! Și spune, să spunem mereu așa: Doamne, auzi-mă! Sunt aici și ajută-mă și să trec peste impasul în fața căruia mă aflu și să nu reușească să mă biruiască și să mă îmbolnăvesc din cauza aceasta. Ridică-mă, ajută-mă! Sau, așa cum a făcut mai departe femeia, dacă încă nu primim un răspuns, să stăruim mai departe și dacă totuși răspunsul Mântuitorului ne vine cum i-a venit femeii, că nu se cuvine să iau pâinea fiilor, să dau câinilor, și atunci să stăruim mai departe până când Dumnezeu ne va răspunde și va spune: mare este credința ta, fie ție precum voiești. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.